2 decembrie. Sfântul proroc Avacum. Sfântul proroc Avacum, pentru viața sa cea plină de fapte bune, a primit de la Dumnezeu darul prorocirii. El a prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustirea bisericii și luarea poporului în robie. Prorocul Avacum a dat semn în Iudeea, iar semnul este acesta. Vor vedea iudeii lumina în templu și așa vor vedea slava lui Dumnezeu. Avacum a prorocit și de sfârșitul templului. A spus că templul are să fie dărâmat de un popor din apus, care are să fie ruptă în bucăți mici ca tapeteasma lui David, adică a locului celui mai dinăuntru al Sfintei Sfintelor, că au să fie luate acoperișurile celor doi stâlpi ai templului și nimeni n-are să știe unde sunt. Că acoperișurile acestea au să fie duse de înger în pustiul Sinai, acolo unde la început a fost întocmit cortul mărturiei, și că în ele are să fie cunoscut în sfârșit Domnul, și că ele au să lumineze pe cei prigoniți dintr-un început de șarpe. Dacă în decembrie e ger bun, atunci va fi vară secetoasă și călduroasă. Iar dacă luna aceasta va primi vreme domoală, vara va fi ploioasă.